Hai, șef, că eu nu cred. Asta e legendă, n-are cum să existe așa ceva. Nu să fie, mă, legendă când ai schițele aparatului în față. Dar pentru ce vrea să-l facă naziștii? Pentru a câștiga războiul, Mărlane. Love Machine era arma secretă a lui Hitler. Ce V2, ce arme chimice, dar erau povești. Cu ăsta, cu aparatul ăsta, câștiga războiul în câteva zile. Să nebunesc, făcea unde d-alea... Radiații sexuale. Domn comandant, să recapitulez că dacă înțeleg bine cum funcționează chestia asta, o să pot să-l fac. Deci, ăsta emite o undă care modulată și transmisă asupra inamicului, în cazul nostru Chiorete, îl face să se îndrăgostească de orice persoană aflată lângă el? Exact. Ești băiat deștept. Păi și cum câștiga nemții războiul cu chestia asta, că tot nu înțeleg? Simplu, Mărlane. Emiteau radiațiile astea către tranșeele inamice, respectiv către aliați, iar soldații din tranșee se îndrăgosteau unul de celălalt și... Doamne, ia mă! Adică om cu om să nasuleau pe partea aia. Păi da, domn sergent, că scula asta acționează asupra sistemului nervos central și aia nu mai înțelegeau să facă diferența între bărbați și femeie. Gogoașe, zi, poți să-l faci? Domn comandant, eu încerc, dar credeți că o să-l vindece pe Chiorete chestia asta? Mă, ar trebui, nu? Păi, dacă reușim să-l îndrăgostim de altcineva, o să uite de Loricica. Bă, sper că nu-l îndrăgostiți de Ema mea, că vă crăp amândoi. La Gogoașe și Chiorete mă refeream, șeful. Ah, am înțeles, Mărlane. Păi, aveți grijă, chestia asta rămâne între noi trei. Planurile aparatului sunt documente strict secrete. Cum adică între noi trei, șeful? Mica mea. Panorame. După ce că sunteți fericiți, mai faceți și în ciudă mie. Veniți să vă mozoliți toți în fața mea. Fără inimă ce sunteți. E, lasă-mă că dacă nu voi aranja eu pe voi, mare lucru. Vă termen. Gogoașe, ce faci? Au! Nu te-ai apucat să lucrezi la... pullover? Ba da, șefu, dar trebuie să mă duc până la magazin să-mi iau și eu niște scule. Sculuri de mohair. Stați liniștit, șefu, mă ocup eu să-l terminați. Diseară puteți să-l probați. Gogoașe, grăbește-te că beneficiarul... e disperat. Adinaur plângea după pullover. Ce vă uitați, mă? Ce n-are voie omul să mai termine un pullover de croșetat? Gogoașe, vezi că după ce îl termin, îl iau și eu să-l probeze și Ema. Că poate o fac să-i placă de mine. Leu meu! Deranjez? Domn caporal, ce naiba? Dacă făceam stop cardiac,
Lasă-mă, iepuraș, mă, uite, așa avea și treașcă motiv mai în serios ca să-ți facă bușon la bușon sau masaj cardiac. Auzi, mă, iepuraș, dar tu nu mai lucrezi cu Van Damme în vestiar? Ce să lucrezi, Evebelica mea, cu Van Damme în vestiar? Vai de capul meu, ia uite, m-a luat gura pe dinainte, sigur nu trebuia să zic chestia asta. Bebelico, ce lucrai tu cu Van Damme în vestiar? Nimica, bibiloi, face ăsta mișto de noi. E, mui fi înșelat și eu că era lumina stinsă. Cum? Și era lumina stinsă? Da, lasă acum, bă, că eu de fapt nu pentru asta am venit. Hai, mă, iepuraș, nu vii tu diseară să mă speli și pe mine puțin pe spate? Uite, acum dacă nu mai e Loricica, nu mai ajung eu unde trebuie. Hai, te rog eu frumos, te aștept diseară, pa! Asta chiar că e nebun. Nebun, nebun? Dar pe nebunia lui? Bibiloi, ce vrei să spui? Mai bine spune-mi tu mie, dragă, cum îl speli pe domnul caporal? Umed sau uscat? Ha? Bibi, doar tu nu insinuezi că eu... Vai de mine, cum să insinuez așa ceva? Am văzut? N-am văzut. Poate cine știe, o fi văzut Van Damme. Ah, dar stai că nici nu putea să vadă, că era lumina stinsă în vestiar. Măi, simțitule, tu știi de când nu l-am mai văzut eu pe Van Damme? De, nu l-ai văzut de întuneric? Tocmai am aflat. Mă, bibiloi, măgar ce ești! Nici un bibiloi! Știi ceva? Dacă tu mă crezi așa de parașută pe mine, iubita și bibilica ta, îți cer să pui punct acestei relații în acest moment, da? Bine, drag, dacă îmi ceri așa ceva, am să pun punct aici și acum. Unde am plimbat? Mă scuzați, șeful. M-am simțit deprimat și am fost la domnișoara Emma ca să mă consoleze. Că și ea mi s-a părut neconsolată, să știți. Ce la Emma? Ce vorbeai? Dar cât ai știut să-l consolezi, mă, pe Emma, fără aprobarea mea? Dar Emma nu e neconsolată. Ba da. Domn sergent, îmi dați voie până afară? Ce-ți faci tu până afară? Mă doare stomacul, domn sergent. Și unde vrei să te duci? Mă duc până la toaletă. Ce vorbești, bă? Te doare pe tine stomacul înaintea mea, mă? Cine mai mare grad a ce aud? Ai? Atunci cine pleacă primul la veceau? Vă iau comentarii, tu. Vă neroge. Domn sergent, veceau e în partea ailaltă. Da, la puțin să te duci tu, mă, cu colegii tăi. Eu mă duc unde vreau eu, clar? Ce, Mărlane? Te aleargă Angelina Jolie să vă iubiți și tu nu vrei? Nu, Emma. Mă simt rănit, să știi. Hai, lasă-mă. Stai, fă. Eu credeam că pe pupă să-l consolești și atât, dar am auzit că... Că? Ce, pupăzel? Și tu ai auzit ceva? Ce cauți, maci? Eu am venit la WC că nu am mai putut să mă țin până la celălalt. Dumneavoastră, ce căutați aici? Nu vă mai duceți la toaletă? Ba da, dar ce mă acobați tu mie când mă la toaletă? Mai ajut la WC că te sparg, e un ordin. Dar dumneavoastră aveți nevoie primul? Aveam, dar gratul bate nevoia. M-aș la vechiul când ți-am zis. Zit! Emma, spune-mi dacă e adevărat ce se zvonește pe unitate. Și eu vreau să știu dacă e adevărat. Bă, ce-am ordonat eu, bă, că te termin, bă, te termin, bă, te termin. Dar focul, că o să-i vrănit, Emma. Că am făcut repede, domn sergent, că așa sunt eu operativ. Iubi. E adevărat? Ce să fie, mă? Câte... Stăci, că gradul-mi treabă primul. Și eu sunt al mai mare în grad. E adevărat că te... Că mă? Că te...
Câte vizitează Chiorete? Taci, câte vizitează Chiorete? Da, e adevărat. A fost adineauri, i-am dat o pastilă ca să nu mai vine și la noapte. Vine și noaptea? Oh, oh, oh. De câte ori? Da, ce să fac? Trebuie să-i dau o mână de ajutor. E singur săracul, fără Loricica. Au, inima! Așa, deci. Ah, cine era iubita mea? Iubita mea, pupa asta, că te desfig. Trădătoară. Adio. Te desfig. Trădătoară. Adio. Am plecat. Și mă întorc, să știi. Ta-da! Gata, mă, ai terminat aparatul? Da, șeful, e gata! Și putem să-l și încercăm repede pe iepura și pătrașcă, că se ceartă ca chiorii. Vă dați seama, dacă îi împacă, înseamnă că funcționează. Ia, hai, mă! Hai, după dumneavoastră! Păi eu rămân în cort după divorț, că nevasta păstrează casa, da? Să mor tu! De ce să mor eu, mă? Să mor tu, că eu vreau să trăiesc! Să trăiești, sigur că vrei să trăiești! Să trăiești cu cântrălăul, nu cu mine, a? Și în așternuturile pe care le-am primit noi de la mămica mea, da? Să o crezi tu, neserioasă și nesimțită! Neserioasă și nesimțit ești tu! Eu? Mă, animal ce ești, bestie umană, fără pic de sentiment! Cum adică mă faci pe mine? Eu care ți-am fost fidel? Dar de ce are plus și minus, mă? Păi are plusul pentru îndrăgostire și minusul pentru ură. Produce și ură, mă? Da, șefu, păi așa scrie în schițe. Le-am respectat în tocmai. Îi dau drumul? Punem pe dragoste? Pe dragoste. Pe dragoste. Așa. Nu, fidelo și nerecunoscătoare. Bibilica mea, dar ce te iubesc eu pe tine. Bibiloiul meu, și eu te iubesc pe tine. Ce cocoașe! Ce, șeful, ce faceți? Păi ce vreți să intrați în rază? Să vă îndrăgostiți și dumneavoastră? A, da? Păi da, n-am ce să mai discut cu ea. Foarte bine, mă, pupă, să părăsești-o, mă. Lasă-o singură. Trădătoare! Pupăză, dacă mă mai faci trădătoare, eu te și... Iubesc! Și eu te iubesc, iubito! Iubitule! De când așteptam să-mi spui asta? Te iubesc! Și eu te iubesc! Haideți să ne iubim cu toții! Ce faceți, mă? Ați înnebunit? Ce fustați? Nu intrați în rază, că vă îndrăgostiți! Și dumneavoastră... Cruoase! Ce te iubesc eu pe tine? Și eu vă iubesc, șef! Aha! Deci îmi faceți inatins, sunteți înțeleși. Bine, vedem noi care pe care. Să rămână Ariana, nu mai ai cumva niște pastile de alea de cap, că mă doare capul ceva, dă ne deșcris. Da, sigur, îți aduc imediat. Te rog eu mult. Uite. Mersi frumos, Ariana. Ce fată de aur ești tu. Păcat de tine. Păi eu nu înțeleg de ce-ți face Gogoașe ceea ce-ți face el. Păi eu îl pun, că-mi place. E zeul sexului. De asta și iubesc atât de mult.
Păcat că nu e sentimentul reciproc. Ah, stai liniștit că e. Mă îndoiesc că atunci n-ar face ce ar face el. Da, mă rog, mai bine nu mai zic nimic, lasă-mă. Stai așa, adică ce anume face? Ce zici că face? A, nu face, dragă, nimic. Prost eu că mă bag. Mai bine tăceam din gură. Chiorete, spune naibii mai repede ce vrei să zici că face, că nu știu ce fac. S-a întors la prima lui iubire. Care prima iubire? Că n-a fost niciuna, n-a fost nimeni. Să mor tu! Dacă cu iepuraș am fost eu însurat sau el? Cu iepuraș? Adică gogoșica-l meu cu iepuraș au... N-ai știut! N-ar să fie. Vai, ce gafă am făcut! Ia uite ce măgar și ăla să nu spună! Așa, du-te, prinde! Ia de-ar focul de nenorocit! Să rămână șefa! Chiorete la raport! A, nu s-a întâmplat nimică! Dar am și o nelămurire. Dacă puteți să mă lămuri, mi-ați face o mare bine. Aveți idee de ce să pupă șeful cu Ema? Alo, șefa? Măi, centrala! Ia uite-a viteză la asta, să vezi ce le faci. Hai, dracu, dacă nu vă aranjez eu pața chinelor. Cucu! 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 Și pupăza? Adică? Gogoșica, ce faci? Love, not war. Haide și tu că avem nevoie de gagici. Gogoșica, tu te-ai drogat, ai nebunit? Ema, ce se întâmplă, fată? Armăsarule, sărută-mă și spune-mi tu. Nu se poate! Ăștia sunt înțeleși! Vor să mă termene! Ah! Opriți-vă, nenorociților! Ah! Terminați! Rămâneți cu noi! Revenim imediat! Norociților că v-am venit de hac. Păi ați vrut să mă nebuniți pe mine de capăt tâmpiților. Na, că s-a întors roata, na. Dai. Și mă, nenorocitule, mă. Cu cine te pup? Cu cine se pupă ăsta, mă? Acum cu nimeni, șefa, că s-a terminat. Dar până acum s-a pupat cu toată lumea. Orgie a fost, orgie nu alta. Orgie, a? Așa ceva. Mă, tu-ți bani joc de mine? Mă scoți din coafor ca să văd cum se păruie fufele cu amorezilor? Nu, șefa, jur, 2 ore s-a sărutat și cum continuu cu toată lumea facile. 2 ore! 2 ore, zicea? Păi 2 ore o să te bat eu pe tine că m-ai scos din coafor. 2 ore, mă! E simplu, șeful. A căzut elantiu în baie și a trecut raza de pe dragoste pe ură. Dar nu înțeleg de ce, că e nou. De-abia l-am făcut. Măi, Gogoașe, ar fi bine să-l faci numai cu rază de dragoste. Ai văzut ce probleme apar? Ia hai să ne mai uităm o dată pe planurile alea. Da. Hai. După dumneavoastră.
baby e ăla, mă? E, ăsta e un aparat, un retroproiector de ăsta video. Bengoz, l-am luat eu de la un amic de-al meu, special ca să îți fac o seară minunată. Iubita mea, sărută-mă! Cui zici tu, iubita mă? Cui zici tu, iubita mă? Porc libidinos ce ești! Mie, mă, nu ți-ar fi rușine, păi și tu pui mâinile alea împuțite și slinoase pe mine, mă? Zi-mă, zi-mă, vorbește-mă, de ce, mă? De ce? Tu ce cauți, Maci? Eu am venit... Și tot așa pleci, cum ai venit. Ai venit pupă să pleci bou. Că nu am mai putut să mă țin până la alea dincolo. Mă mai fac cu mine. Până la acela. Hai. Tu ce cauți, Maci? Ei, uite, am venit și eu să mă țin. Hai. Hai. Ce fată de aur ești tu, Ariana? Păcat că trăiești, era să zic. Cum îi zic? Păcat de tine. Păcat de tine.